Onorată asistență, vă mulțumesc foarte mult că de la numa 7 ani la rând ne adunăm aici pentru a duce omaj înaintașilor noștri. Dacă îmi permiteți din partea dumneavoastră, se aduc sincer mulțumim la Preasfințitul Petru, Metropolitul Basarabiei, care 2 ani consecutiv este împreună cu noi la acest eveniment important în viața fiecărui basarabean intelectual cu inimă de român. Și vreau să-i mulțumesc dublu pentru faptul că câteva zile în urmă, după ce Parlamentul României a decretat data de 27 martie, zi națională, îndată ne-am adresat la Metropolie cu propunerea din acest an toate bisericile Metropoliei Basarabiei să oficieze un parastas în memoria tatălui Sfântul Țării. Și pe îndată a fost acceptată propunerea noastră și mulțumim din partea dumneavoastră la tuturor, mai multe biserici vor oficia acest parastas. Să vă spun sincer, aceasta a fost scopul inițial. Când am inițiat acest eveniment, sau sărbătorim în biserică, ca cât mai multă lume se mobilizeze, să meargă fiecare în localitatea lui de Baștină. Dacă nu face puterea, atunci mi-am zis, putem să facem noi ceva. Nici o biserică, indiferent la care metropolie, nu este în drept să refuze nimănui un parastas în memoria celor decedați. Și scopul a fost ca să cuprindem cât mai multă lume în eveniment. Acesta e important, această zi. Vă mulțumesc încă o dată la toți și bisericii la care de 7 ani suntem asociați prin unitatea aceasta de neam. Ideea aceasta a apărut la 2010, când parcă comuniștii plecați de la putere, dar alții mai buni nu venise. Și în această zi de 27, nimeni n-a pomenit nici mass media, nici puterea, dar eu stăteam la balcon tristă, chiar au o ceață, la etajul 7, în fața mea biserică. Așa, atunci pe loc venit. Dacă nu vrea puterea, putem noi, oamenii, cetățenii. Și fac un apel către toată intelectualitatea. Ceea ce ne lipsește nouă astăzi, care am avut la anul, ce am avut la anul 89-90, am avut elite intelectuale naționale care au mobilizat masele. Parcurs o parte au plecat în ceruri, o parte s-au conformat și acum, sincer să vă spun, avem o penurie de oameni intelectuali care au mobilizat populația. Și dacă nu mobilizăm, atunci se întâmplă, transformăm într-o masă amorfă, care poate fi manipulată, vândută, cumpărată, care naște nu altceva și crește dodoni și dodonești. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră astăzi, că ați fost.